Salut! Salut! Noi suntem Cocolix! Sper să șezi la freza, ca de obicei, mi-am stă foarte bine. Mai am, ți-e bine? Vezi dacă te iei de freza mea, hă? Vezi ce se întâmplă, hă? Universul zice, nu te iau de freza lui, că mai are, mai are gel de ieri. Las că trece până când terminăm clipul. Doare. Că mai vorbeam ce forță are Cristina în mâini, acum și mi se strică biroul. Bine ați venit la un nou episod de Cocos Cioabă, unde ne renovăm vila noastră. Ia să vedem. Nu e vila noastră, este un cotez de locuință, păi da. Care o vinde pe bani mulți. Da, investim foarte puțin și vindem pe foarte mulți bani. Da. În primul rând, uite acolo gunoi. Uite gunoi. Unde e pe hartă gunoiul ăla? Pe acoperișul, du-te. Nu e pe acoperiș, Felix, e aici. Ah. Uite aici, pe undeva. Stai să-mi iau mopul. Ia-ți mopul și bagă. Și bag, dar unde e? Uite aici șantufa asta. Gata! Am spălat tufa. Stai să bag mopul buzunar și să mă duc înapoi în casă, că noi aici avem de mobilat, cocolicilor. Vai, ușa. Uite și tu cum stă ușa asta. Închide-o și deschide-o, deci, că așa e cu efect. E cu efect? Știi ce? Azi sunt cocolic. Ia, ce? Ce a zis? A zis ce? Schimbați-i purezuța din bucătărie! Așa se aude. Că în urmă când vin la cineva în casă și din salon trec pe la ei prin dormitor sau cameră și după aceea mă duc la baie dacă am nevoie și sigur am nevoie. Așa au zis. Știți ce? Ăștia sunt niște, cei care vor sta aici, sunt niște oameni care nu au invitați. Și dacă au, nu-i lasă la baie. Da, dintre aia care n-ai voie la mine la baie, te duci la magazin. Da, să știi că mai știam pe cineva și am văzut, nu știu până la baie, dar vreau să mă duc să mă spăl pe mâini. Și că, nu. Nu. Hai. Să știi că dintre asta sunt oamenii și, ăștia aici. Și mă gândeam, ori din ăștia care trebuie să treci prin 8 camere, sau era cocină. Era probabil cocină. Era probabil cocină. Dar aici este foarte, foarte curat. Uitați și baie faină. Avem și plantă, deci îmi place la nebunie baia asta. E cea mai una dintre băile mele preferate, da. Nici la casa noastră. Și voi trebuie să înțelegeți că mulți dintre voi nu înțelegeți. Și chiar dacă vă zic la început, uitați până la sfârșitul clipului. Facem asta ca să o vindeți! Ca să o vindem! Da. Adică... Facem ieftin ca să o vindem. S-o dar la sfârșit mai Felix haine. Mă lasă puțin așa. Haine! Haine, să nu mai cumperi plante. Haine! Îmi cade și părul când aude consum mai mult. Stai să închid ușa asta și hai să facem dormitorul. Ieftin. Pună pe hol că cine știe ce mai faci. Pun pe hol că cine știe ce mai faci. Trebuia să deschid ușa înainte, dar ok. Da, lasă că se poate și așa, că eu am mușchi. Închid ușa. Lasă să vreau aer. Vrei? Nu, Feli, lasă așa ca să vedem. De geamul închis. Lasă așa. Deci planta asta am reușit să o cumpăr și odată dar trecută. Dar poți să faci un birou și gata. Nu fac birou, că după aia nu o să vândă ăștia. Nu o să vândă, nu o să putem vinde cu bani mulți, Felix. Eu cunosc ăștia. Nu știu, să te cred. Crede-mă, uite, pun asta aici. Da. Că știu când ne-am vândut noi casa aici, spunea că, doar două dormitoare, nu știu ce. De fapt, noi aveam trei dormitoare, dar un dormitor l-am făcut cu bibliotecă. Și din cauza asta nu am mai puțin bani. Au, urechi. Era zbirat. Să mergem la furniture aici. Da, așa pot dormi și pe saltea pe jos, că ăștia din ăștia. Și să luăm un pat, dar nu mai folosim patul ăsta, că să l-am folosit data trecută. Trebuie să folosim ceva dublu. Al doilea. Da, hai să punem pat dublu. Păi, nu e dublu la preț? Pentru două persoane. Imprimant asta? Imprimant. Da, e mai fain asta cu 280, ceva de mine. Deja e cam scop. Cristina, cum facem noi profit? Îl luăm pe ăsta? Al doilea? Cine drâns bed de ăla? Uleu, dă-i double bed ăla, poate face scotem bani. Haide, dar stai să vedem, ia uitați. Putem aici să facem schimbări. Ce este la imprimantă? Ale frame-ul. Asta e partea de jos, da. Bun, ia partea de sus, e așa. O, ce interesant e ăsta. De care să luăm? Nu știu, că tot e scump. Nu scade la preț. Ăsta sau invers? Nu. Aici să fie alb. Și aici să fie cu decare. Cu ăsta, ca să sorteze cu dulapul ăsta pe care l-avem deja. Vedeți? Gândim. Da. Bun, și unde punem ăsta? Îl punem aici. Așa. Dar la patul ăsta, la patul ăsta nu se poartă noptiere, am auzit eu. Pe asta vreau să zic. Nu, la patul ăsta nu se poartă noptiere. Îl punem așa? Da. E bun oricum. Îl punem uite, așa. Uite, are acolo priză pentru telefon. Ce mai vreau omul ăsta? Stai puțin, că sunt câteva chestii roșii aici. Și pun pe undeva pe aici, așa. Prizele, ce să le faci? Dacă le fac eu. Fac prizele? Da, că se arată cu roșu după ce a comentat cineva că nu poți să mâncar telefonul și înțeleg pe oameni, că dacă n-ai telefonul, știi? Pe ce te mai uiți la Cocolis dacă n-ai telefonul? Da. Hai, deci ce fain e jocul ăsta, îmi place la nebunie. Dacă stai să vezi să pun update. Dacă s-ar putea să am toate casele de aici, să le fac pe toate, cu bani puțin și să-mi iasă mie mulți. Scopul nostru este să avem aici $1,000,000, oare putem? Da, putem, dar știți care mai e faza? Să vor pune nou update și a zis că va pune o casă de 1,000,000. Oh, și vrem să ajungem să o cumpărăm, că update-ul se pune în ianuarie acuși. I-am crezut că doar așa, ca să avem bani sub saltea. Nu, vreau să cumpăr casa aia de 1,000,000 și să vând cu două.
Nu, dar serios, serios, acum se va pune update. Mai este și... vreuna. Asta e după planta mea, nu? Aaa, Cristina, ți-am zis să nu pui planta. Eu am pus acolo să camuflez. Da, ți-am zis să... Nu, că după aceea zic că e priza nu-i bună și scade din preț. Și nu vrem. Scade din preț. Nu vrem să ne scadă din preț. Apropo, acasă să nu vă jucați la prize, pentru că e mai complicat. Trebuie să oprești curentul și alte lucruri. Lăsați pe alții, pe electricieni. Da, să se curenteze alții. Pe electricieni să lucreze ei. Dar noi aici în joc ne pricepem. Absolut. Bravo, 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 ultimul șurubel. Nu, nu, nu pune planta la ochi, că vreau o noptieră. Nu, Cristina, asta că ne-a fără noptieră, Cristina. Dar noptiera costă bani, nu. Stai să văd unde pun planta asta. Unde să o pun? De ce ai luat-o data trecută? Nu știu de ce, o pun în salon. O pun în salon. Uite, pune noptieră, pune aia de cum se cheamă? Pune aia de vopsea. A rămas. Stai să închid ușa și să... Nu, lasă ușa deschisă. Deci intri în cameră. Și aprinde lumina. Și ăsta e dormitorul. Vrei să aprind lumina? Da. Dar n-am intră la altegea. Ba uite, Cristina, cum să uite așa ceva? Te vezi? Uite ce fain este. Bun, aici ne trebuie, Felix, ne trebuie. Ce? Nu-i bine. Așa, e casă minimalistă. Nu e pentru... ne trebuie noptieră. Nu, oferă liniște. Nu, nu pun noptieră. Hai să zic că nu. Pa cincea oară zic că lasă așa că oferă atunci liniște. Atunci trebuie un dulăpior mic. Nu, că oamenii trebuie să aibă loc ca să meargă la baie. Atunci ne pune. Dar Felix, eu voiam, stai să dau escape. Uite aici așa să pun ceva. Dar de ce? Nu pun nimic atunci. Dar de ce? Pun pui aer. Să pun ceva. Cristina, nu modifica patul. Stai, poate îl pun așa. Nu, că după aceea e ciudat așa. E ușa așa lângă ciudat. Când dormi și te la baie, te uiți direct vine mirosul la nas. De ce miros că e curat, Felix? Miroase a clor. Vine mirosul de clor. Bun, da. Atunci trebuie să punem draperii. Trebuie să punem ceva. Bine, pui jaluzele ieftine. Dar de ce? Că sunt ieftine. Bine, pun aici jaluzele ieftine și pun în salon draperii. Ha, salon ai geamuri. Ba da. Ba nu. Ba am geamuri. Ba nu. Alea nu-s geamuri. Ah, uite câte draperii. Alea nu-s geamuri, Cristina. Alea sunt iluminatoare. Păi iluminatoare, dar trebuie să... Alea sunt iluminatoare. Felix, trebuie să mă duc, uite aici. Vreau să văd ceva, uite, cupboard sau ceva. Ceva ieftin. Era la 15. Care la 15? Sus, uite-l. Care? Ăsta dă-s-i de papuci. Dar la 15. Cabinet. De la preț. Nu te uita la de la scumpe. Ascendinga. Cum facem noi profit dacă tu nu-i... Astea, cum facem profit? Nu facem profit. De măcar o noptieră. Dar de ce? Dar de ce? Care-i scopul ăsta de $50 pe noptieră care oricum vinzi casa? Zim adevărul. Păi, ca să înțelegem. Să aibă omul ăla însă își pună și el o carte dacă citește. Și dacă nu citește? Dacă nu citești, uite asta. Nu, că pe masă nu pot să-mi pun veioz. Atunci am pun aici, stai să vezi ce fac eu aici. Unde e? Lamps și îmi pun una dintre aia mai mare. Standing, dintre astea. Pe care să mi-o pun? E una cu 5. Uite, eu asta cu 22. E una cu 5. Hai să mi-o pun pe asta cu 5, uite, colorată, așa interesantă. Care e cea mai faină? Ia să vedem. O pun pe asta. Și cu alb să fie, sau nu? Hai să fie cu ăsta. Așa. Ok. De-aia e așa de interesantă. De ce? Uite, știi ce? Pun aici, că nu am noptieră și pun aici. Cristina, lasă camera așa, Cristina. Da. Dar ce are? Vreau ceva, o decorațiune, ceva. Ce decorațiune? Ceva. E camera simplă. Atunci, hai, covor. Mi-au covor. Se poate pune covor. Se poate? Covoarele, din câte țin aminte, tu le vrei pe alea scumpe. Carpet, unde e flor? Carpet. Ia, uite, ăsta e bun, dar ăsta cred că e mic. Hai să luăm pe ăsta. Cât de mare e? Dar e $50. Și ce, nu-i fain? Cristina, tu nu faci casa asta pentru tine? Cristina, tu nu faci casa asta pentru tine? Cristina, fac crize aici! Îmi crește tensiunea! Mi-au altul mai mare. Păi nu, că la costă și mai scump. Mai mare. Cristina, ia mâna de pe mouse! Ia mâna de pe mouse! Da, noi cum facem profit? Milionul ăla de dolari, ai uitat? Dar nu-i mare de ăsta, dar stai că se poate cu milionul, nu știu dacă e covorul. Nu, că dacă tot ciupești câte puțin, ai o plantă, nici măcar nu știu unde să o pui, numai să fie plantă. Asta e $100, Cristina, zic mai scump decât patul! Cristina, de ce stai covor sub pat să încălzești pe cine? Păi nu știu, îl pun? Nu! Nu, îmi pun o traversă dintre aia, stai să vezi. O, așa se cheamă, o traversă. Uite, de traza să te împiedici în ea. E $36, vine un milion. Nici asta nu-i bună! Dar de ce să pui? Păi să pui, uite așa. Uite așa, e bine.
E bine, nu-i așa? Uite cum se duc banii, spre roșu, vezi că nici roșu nu-i bun. N-ai văzut semnul la mașină că nici roșu. Pun? Pun, felez ca să fie primitor. Te mai las eu să joc fast flipper cu mine. Și pleacă din camera asta, pleacă din camera asta, pleacă. Dar cum adică atâta? Pleacă, 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 pleacă. Păi eu vreau să vindem, să faci salon și să vingem. Păi, dar atunci stai să-mi aduc floarea înapoi, măcar. Lasă să vezi. Mai dau ție flori. Dar casa asta e ca să facem profit, Cristina. Hai să o pun, uite așa. Tu ce înseamnă profit? Înseamnă cât mai puțin ca să vadă omul să bată la ochi. Uite și după aceea. Până când vine în casă să se ofilească toată. Simte natura. Aici... E poian în fața casei care nu-i tunsă. Aici în colțul ar mai merge ceva, dar nu știu ce. Dar stai puțin. Tu faci ca să vindem. Asta costă bani și pun oamenii. Un tablou. Cristina, n-aude. Du-te de aici. Încuie ușa. Pleacă din camera asta. Pleacă, închide ușa. Închide ușa. Așa. Dar măcar e fain. E așa cum închiriezi. E mai simplu. Pe așa vreau și eu cât mai simplu. Bun. Aici ce facem? Se poate muta aragazul? Da. Se poate muta? Da, hota, și hota se poate muta. Hota nu se poate muta, ia să vedem. Lasă aragazul aici, se poate muta hota. Se poate! Hai să punem, uite aici, așa. Ok. Parcă e mai drăguț dacă punem aici și aragazul. Atunci când gătești, auzi pe ea de la baie. Nu-i auzi pe ea de la baie. Cu zidul ăsta subțire, auzi tot. Spereți, bun, Felix. Punem aici și hai să punem mobilă pe colț. Stai puțin, dar eu am crezut că nu mai punem mobilă aici. Pă cum adică? Trebuie să facem bucătărie. Păi da, și pui un aragaz, da? Pui o masă. Păi da, ca la studenți. Trebuie să facem unde e kitchen. Dar stai puțin, Cristina, stai că nu n-am înțeles. Uite asta, 47, e foarte ieftină. Ai de perete. Păi da, trebuie să punem de perete. Cristina, bă, ai de 100, asta. Ai de 100, să nu-ți cumperi menii. Ai luat-o pe mai scumpă. Cum adică, aia mai scumpă? Nu e 100? Păi da, și măcar face cât două dintre astea care deci, s-a putut. Deci tu faci 100, un metru, 100, un metru. Știi că nu poți să faci pe colț. Atunci ai pe asta. Ai 200. Ba, pot să fac pe colț. A, nu, din cauza asta nu pot să fac pe colț așa, aha! Pot să pe asta. Nu! Încă nici n-are ghiuvetă. Oi, de mine n-are. Atunci eu să iau pe asta cu ghiuvetă. Ai 300 aproape, Cristina. Dar măcar să pun cum arată. Pune, să-ți cum arată. O iau de aici, pe alb, că e fain pe alb. Să nu cumva să apeși un butonul. Uite, așa e fain, așa e fain. Doar să te uiți, dar să nu dai. Dar, Cristina, e fain așa albastru cu... Dar după ce facem prea multe culori, stai. E doar de ideea că facem prea multe culori. Hai să fie pe alb. Așa. Și dacă punem asta acolo, rămâne cu puțin spațiu, deci nu-i bine. Ha, ha, ha. Dacă punem asta aici, nu intră. Ha, ha. Ha, ha, ha. Nu. Ce alternativă avem aici, Felix? Să pui o masă și să pleci din casă. Uite, asta era faină. E o mie de dolari, Cristina! Păi da, dar am vândut aici dintre alea calorifere. Până să vezi că nu ai loc. Da, Doamne, să n-am loc. O iau și o pun. Aoleu, vine perfect. Nu vine, pentru că tu ca să vină în perete aici, vine așa. Da, atunci, păi n-ai cum. Oh, ce bine că nu vine, că dacă venea, mă întristam. Ha, ha, ha. Deci nu vine. Da. Ce alternativă avem? Trebuie să construim. Uite, de dintre astea, ieftine. 70 dolari ieftin? Pun una și încă una. Nu-i 4, e 3 milioane una. Pun asta, uite aici, și încă una în partea elaltă. Și ghiuvetă n-are omul, se spală la baie. Păi mai vrei și chiuvetă? Avem una cu chiuvetă, ceva? Nu mai jos. Uite asta. Asta, bine. Hai, luăm asta cu chiuvetă. Sau mai era încă una. Uite asta, care e diferența? A, nu, că asta are și mașină de spălat. Nu ne trebuie. Nu are mașină de spălat. Mașină de spălat vase. N-are. Ba da, uite-te, asta. With sink. Corner camera. E de colț. Și ce e aici așa ruptă? Nu-i ruptă, așa arată cu mine untru. Ai de colț? Da. Deci se poate face colțul. Ai de capul meu, Cristina. Deci se poate face colțul la mobila asta ieftină. A, te-am prins, Felix. M-a scăpat. Uite, o iau. Gata, am luat-o și mutăm ăsta puțin mai la dreapta ca să avem loc. Dar stai că tu ai apăsat ca să o cumperi. Da. Aha, n-ai schimbat culoarea înainte. Îmi place pe alb, haha. Tensiunea mea. Și mută ăsta, hai stai acolo. Așa, și mută hota puțin mai la dreapta. Faci și noi aici o bucătărie și... Bun. Și trebuie să mai cumpărăm un cabinet. Aia n-are ușă. Aia n-are ușă. Da, ca pentru să... că pun una lângă. Uite, ți-o pe asta ieftin. Și aia fără sink, era tot de colț, da? Trecută n-am noi. Era serios? Una, da, era una. Stai. Hai, mută-te. Mai vii de acasă, nu? Și de ce mai îți place așa? Ca să fie pe colț, e mai cute. Și aici trebuie să mai punem încă unul. Și dacă intră unul din aia mică. Nu. Ceva e, nu se leagă aici, mutăm ăsta înapoi.
Stați să vedeți cum fac eu. Ce tot faci acolo? Fac ceva, nu-mi place aici. Cristina, dar nu mai poți să schimbi colțul. Stai! Ce vrei să faci? Zim și mie! Ce vrei să faci? Cristina, dar asta nu e casa noastră, vindem ca să scoatem banul. Păi da, dar trebuie să facem frumos. Uite, aici am vrut să pun aragazul. Nu, trebuie să bată la ochi. Am vrut să pun aragazul, dar nu mai intră, știi? Dar de ce ar să pui acolo aragazul? Că aici da. Mi se părea așa că asta are dintre aia ce? Margine și aragazul n-are, știi? Da, aia a fost... Lasă marginea aia și cu totul. Stă în cap că n-are margine. Stă în cap? Da. Dar aragazul n-are margine. N-are margine, dar mea oare. Altă oare. Cât de sus să pun asta? E bun așa? E bun ca să când cade să o simți. Am pus-o puțin mai la dreapta, stai să o punem puțin mai la stânga și știți ce? Mai trebuie aici încă o bucățică de mobilă. Ia vezi dacă intră aia mică. Dintre asta mică, nu? Nu, vezi dacă intră aia mică. Eu dacă intru una mai mare, că totuși în rușinea pământului. Da, hai să vedem aia de, nu zicem prețul, o luăm vor să ne uităm la preț. E 100! Sper să nu intre. Nu trebuia să intră la perfecție. Am luat-o. Hai că-i cute bucătăria. Eu în locul tău puneam una mare, în loc de una mică, acolo pe colț. Dar tu n-ai, viziunea mea. Stai, care, cum, ce? Aici care raie? Este una mai mare? Stai, Felix, îmi se face rău. Nu, aia mică. Aia mică, ce nu înțelegi? Asta? Dar ce nu înțelegi că mai mult... Nu înțeleg. În locul tău, în loc de aia mică pe colț, puneam una mare. Păi am vrut să fac economie. Când consum $100, face cu mine la $5. Știi ce zic? Aici? Da. Am crezut... Vând? Nu știu, eu... Dar stai, n-o vinzi, vezi dacă îți place. Cu $60, pui! Și cât ai cumpărat-o? Cu 67, cred. Na, dar întâi nu știu dacă îți place așa. Bine, hai să dăm click dreapta. Ai putea să mai cumperi una mică. Aș putea să mai cumpăr una mică? Da. Hai să mai cumpăr una mică. Mă duc aici pe tab la magazin și mai iau una mică. Stai să vedem dacă merge bine. O punem aici așa. E bun, e perfect. Și uite, și avem și loc la priză. Fine. Na, gata bucătăria. Bă, bucătărie. Sărută de ochi. Aici nu, pun pără masă și atât. Fără ustensile, masă. Mai trebuie masă? Nu trebuie masă, că mâncăm aici, pe măsuță. Uuuu, scoatem pe aia. M-am scos. Ia, că trebuie ca... ceva aici pe perete. Și cam, ce? Ha? Uite, stă doar așa să văd cum arată. $70, Cristina. Nu, ia-l pe la primul, că era mai bine, erau cu două și măcar mă scal scot de ceva. Ia, care? Sus de tot, sus. Ia, sus. Uite ăsta, 447, da. Wow! Măcar să mă scot. Uși, dar de ce alb? Pune culoarea gri. Dar stai că nu încape. Din cauza hotei ăstea. Dacă n-ar fi hota. Dar vinde hota, nu ne trebuie hotă. Nu, ești sigur? Nu, stai puțin, mut puțin hota. Hota, da. Ca să vedem, să fim siguri, știți? Da. O mutăm în salon. Nas de elefant. Dar pune altă culoare, nu alb, pune altă culoare așa. Prima era faină, că semna cu alea, sau ultima. Nu, prima, că e gri ca alea. Prima, că e gri ca marginile, știți? Asta ți-o pun eu, că trebuie de aproape. A, trebuie de super aproape, trebuie cu forță. Dar nu poți să crezi ce ieftine chestia asta. Intră, dar asta, nu, asta nu cred că încape. Dar s-a pus tu puși în salon, ca mobilă. Și ieftină. Să văd aici așa. Uite, fii atentă, nu încape. Fii atent, uite, vezi? Vezi cât e de mare. Mai nu încape, bine că n-am vândut hota. Auzi cum ar fi să-ți pui hotă în baie deasupra toalei? Am văzut la persoane. Unde? Am văzut, avea hotă în baie, ci că de la pentru aburi. Ioi. Dar nu era așa de mare ca asta, era mai mare. Ce cute, e super okay. Cute. Na, bagă canapiele în salon. Haide să luăm asta, eu o duc afară, Felix. Deocamdată nu o vând, că s-ar putea să avem nevoie de ea. Să nu uiți. O las acolo deocamdată. Okay. Cumpărăm canapia. Da. Ce canapia să cumpărăm noi? Ceva ce n-am mai cumpărat până acum? La furniture, la sofa, ia să vedem. Ce n-am mai cumpărat până acum? N-ai cumpărat-o pe a treia. A treia? Dar asta chiar e bătrânicioasă, rău. Da, asta văcuță. De ce nu căprița? Sau asta, uite asta. Asta e pat. Păi e sofa, zice că pune să vezi cum stă, pune, da. O luăm? Nu știu dacă o luăm, să vezi cum arată. Sunt mai multe modele. Dar înainte să vezi dacă îți place modelul, să vezi dacă îți place forma. Da, dar mi se pare ca un pat, vreau o canapea. Uite câte chestii sunt aici. Hai că ți arăt. Îmi place verde. Îți place asta verde? Să văd cum arată. Cu alb aici? Seamănă cu verde ca bucătăria. A, dar e mică. Trebuie ceva mai mare. Uite așa, da, e mică. Ce păcat că e mică. Dar dacă îi pun... Nu poți să pui două, că nu sunt oglindă. Da. Trebuie ceva standalone. Uite, asta e faină. E mică. E mică, da, și prețul e mic. Uite asta. Da.
Da, să vedem ce culori sunt. Oh! Ia, a treia. Mi-mi plăcea a doua. Vrei a treia? Ia. Asta e roșie. Da? De o pasă să spun, da. E gri. Ia, unde o punem? Aici, în mijloc. Aici, în mijloc. E faină? Da, vezi dacă și alte modele, dacă îți place. Hai să vedem și alte culori, te referi, nu? Uh-huh. Ia, asta cum arată. Arată fain. Pune dacă vrei. Hai să o punem, că alta mai bună n-avem deocamdată. Și ce mai facem? Măsuța aia ca să mânci ăștia. Măsuța ca să mănânci. Ca să mânci oamul. Da. O măsuță aici mică și cute. Scrie cipa. Cabo, nu. La tables aici. Ceva mic, așa. Uite, asta e faină. Pune, că e bun prețul. Aia de 92 are faină. Sau asta. Pune pe aia. Asta e cu... e mai scumpă puțin. E ok, ok, numai pune-o, că dar stai să vedem, tensiunea dacă... Ce culoare. Să fie ceva cu personalitate. Du-te mai în jos. Trebuie mai alb, asta, mai de-aia deschis. Eu aș lua asta? Alb. Da. Hai să vedem ca să cum fie în, știi... ca mobila de bucătărie. Da. Hai că dă interesant. Perfect, și aici poți să spune și picioarele și cafeaua. Și covor, hai să luăm covor. Aaaa, că o da seama că mai trebuie ceva. Am zis să nu... asta așteptai. Da, să nu-ți dai seama. Unde, carpeți. Așteptam să nu-ți dai seama. La flori, carpeți, ceva ieftin. Asta iar e rău cu covoarele, iară scumpe toate. Da, uite, dă ăsta albastru. Nu e alb ăsta. Ia să vedem. Hai că e super ok, nu? Și-l punem aici așa. Sau nu-i faină culoarea? E foarte urât. Nu se potrivește, că e și cu roșu, și cu verde, de toate culorile. Ia-l pe la bătâneze 44. Care? Ăsta? Uh-huh. Dar e prea mic. Hai de capul meu ce mic îi. E prea mic de el. Ar fi fost fain ca să avem ca în Sims, știți? Să dăm mai mare. Uite aici, cred că sunt mai multe modele. Uite ăsta. Se potrivește cu canapeaua, să zicem. Oh, ok. Nu? Da. L-am pus. Hi-hi-hi-hi-hi. Aici să știi că Felix... va fi... avem și lanterna. Asta trebuie să dau puțin mai la dreapta. Scoate lanterna pe F. Dar ce? Încă o am? Da. Ok. Nu am. Masa asta este foarte lucioasă. Aici trebuie... nu, nicio plantă. Vreau să zic una aici și una aici. Pune-ți plante, hai. Hai de cap, nu pot să cred că mă las Felix să pun plante. Se zice doar numai să... măcar plante, să plante, plante, mobilă. Plante. Unde? La decorations? Uh-huh. Oh. Unde sunteți plantelor? De care să ne punem? Hai acolo, planți. Da, uite și tu că am plante. Pun asta și asta? Sau asta, că ocupă mai mult spațiu. Ai modele de plante, mai asta sau mai verde? Păi da, asta verde mai deschis, okay. E faină. Așa, uite, unde o punem? E faină? Da. Iau alta? Nu, e ok, păi că ocupă spațiu. Cum îți cu două din astea? Cu dintre astea plângăcioase, dintre astea? Mai este, da. Mai fain. Mai fain, mai stilizat, mai fain. Ăsta și încă una la fel, nu? Da. Așa. Sună bine. Și trebuie să... nu punem nimica la geam, sincer, lăsăm așa. Dar ce vreau eu, poate găsim ceva să punem aici pe masă. Aici, o ferică, la pictures. Nu? Parcă văd. Nu, poate putem pune un dintre ăsta așa ceva. Poți să pui. Ăsta cu pisicuța. Da, mâncă aici. E aici mâncă? Da. Atunci pun aici pe geam. Ca să avem și noi ceva, un pis de decorațion. Uite așa. E bun? Sau n-are rost? Eu zic că n-are rost. N-are rost. Dar ce mai punem? Ideea este că... aici avem cuier. E bun. Ideea uite este acolo, că aici eu trebuie eu un covoraș. Sunt... un covoraș mic de vreo $10. Există? Există. Stai să vedem la flori, la carpeți. Ceva, uite, dintre ăsta mic. Ce culoare? Roșu. Sau ceva ce să sorteze cu roșu. Stai, că ai mers prea în jos. Stai, că am mers prea în jos la preț, nu? Uite asta, Felix. Nu. Așa, uite așa asta. Nu ăsta. Dacă apasă pe ea. Uite, aici, așa era unul crem. Uite ăsta. Așa? Da, dar nu așa de... te împiedici în el. Bagă-l, dă-i cu scroll. Ha, așa-mi place. Stai să vezi cum arată. Du-te-mi colo să vezi cum arată. Mă duc aici. Dar parcă zici că m-am împiedicat în el. Ce e aia? O batistă. S-a căzut batista din buzunar. Nu? Uite aici așa. Așa, ca tot uleiul să scurgă pe covor când prăjăști. Dar cine prăjăște? Oamenii care vor sta aici sunt niște prăjitori, ca să vin la oameni care prăjăsc. Asta e bucătăria. E standard, dar e faină. Pune-le o din aia, că dacă nu, o să mânce cu degetul. Uite, stai să zic eu, ăla roșu. Nu, s-a sortat cu canapeaua. Ăsta, ce ziceți, nu se sortează cu canapeaua? Da.
și luăm și îl punem aici și luăm pe ăsta și îl punem la baie. Că se asortea cu canapeaua prea fain. Închidem ușa, da, și ne ducem aici. Dar eu sunt foarte mândră de ce am făcut noi aici. Arată super tare în parcare, nu? Se putea și mai ieftin. Uite și tu, deci e foarte fain. Eu aș locui aici, îmi place, îmi place, îmi place. Ia să vedem ce pune Felix. Vreun tablouaș, ceva? Vindem, un tablou mare ar fi. Vindem asta. Hai să punem un tablou. Stai puțin, femeie. Un tablou dintre la mare, pe care dăm vreo 50-60 de dolari. Sună mult, se poate și fără. În kitchen. Ce vrei să pui? Ceva ustensile? Da, dar nu știu unde sunt undele. Cred că sunt la Others. Electronic, Others. Others aici ceva, tot dai în jos. În jos, erau din ăla de perete câteva. De perete. Un rav dintre ăla. Dar nu, era cu tot cuțit. Era cu tot cu cuțit? Stai că dai prea tare. Cred că astea, hanger for kitchen. Stai să văd cum arată. Arată cam bine. Uite ce fain. Ui, de capul meu, na, cât de fain. Alegeți culoarea. De care? Ce culoare să punem? Gri, ai, că tot. Așa. Așa? Prima, nu vezi ce fain înseamnă cu orele, ba, toatelea? Da. Bun, haideți să o luăm și să o punem aici așa. Okay. Că Felix a avut o idee super genială. Sus. Aici e bun? Mai jos. Aici? Da. Perfect. Vai, ce fain. Și avem dacă mai sunt ceva ustensile sau ceva. Hai mai să vedem ce mai era pe aici, închide, ceva de bucătărie. Scroll în jos. Dau scroll în jos, dar uite astea, cuțite. Ok, 30 dolari. Le pun? Acum, decât să pui acea mai scump. Pun, uite, cuțitele aici, mm-hmm, și cred că asta e tot. Dar unde să le pun? Cuțitele se pun invers, cu alea spre tine. E bun așa? Cu alea spre tine se pun. Cu alea sunt ca să-l tragi. Da. Vezi, se vede dacă n-am dintr-o asta, nu știu. E bun aici? Da, i-am avut. Sau nu, era bine acolo, Felix, nu era bine aici. Asta e diferența. Felix! Ai mutat-o, ce ai făcut? Tu mi-ai apăsat pe mouse. Ai făcut aici o strategie. Aș face și prin casă. Își mută lucrurile și nu mai știu unde sunt. Le mut aici. Bun, da. Stai acolo. E bună, bucătăria e super faină, dar aici așa ceva, undeva, îi parcă ar vrea inima ceva, dar nu știu ce. Uite aici așa ceva. Știi ce ar vrea? Ce? Știi ce ar vrea? Ce? Să nu mai cheltui. Să nu mai cheltui. Haide, alegeți că eu vreau, mai sunt 3 minute până să termină bateria, 2 minute jumate și eu vreau să vând casa, să scot vrei bani. Vrei să vinzi? Ce aș putea să mai iau de aici, cucolișilor? O vază. Ok, puneți vaza. Uite asta verde că se asortează. Așa. Dar unde să o pun? Pune pe masă și gata. Nu, o pun aici. Uite aici una. Și mai au încă una. Tot era ceva verde mai mare, uite asta. Hai că cu 4 dolari ar trebui să fii fericit. Obsesia decorării. Sau nu, pun aici așa. Așa, gata. Mamă, țuică și pălingă. Da, e fain, nu? Da. Hai că eu sunt mulțumită. Mai arată-le puțin turul camerei și băi, care nu mai pui nimica. Nu mai pun nimic. Deci aici avem o bucătărioară super cute. Da. Aici avem un salon foarte fain. De închiriat, adică am putea cere o sumă super faină, da, de închiriat. Și aici avem un dormitor cam simplu, el, dar este foarte curat. Își aduc și ei lucruri. Își aduc și ei lucruri, e foarte curat. Arată baia. Și baia este o dulceață, deci este splendidă, uh-huh, și are și plantă. Planta asta care absorbă aburii, că geamul se deschid. Deci eu sunt efectiv de încântată. Da, și oricum e foarte bine că oamenii care fac pe ei imediat ajung acolo. Da. Din cameră. Ce fain. Ușile nu sunt cam noi, dar le mai vopsiți și voi. Super fain. Nu e așa super tare. Mie chiar îmi place. Haide, capul meu, deci e perfectă. E super genială, nu? Da. Super, eu îmi dau acordul, îmi place, sunt foarte mândră. Îmi place că am folosit chestii mai... Felix, vinde asta. Dar știi ce? Cred că trebuie să o faci și pe din afară. Nu. Nu trebuie? Nu, o vindem așa. O vindem așa? Da, dacă cineva comentează, atunci o facem, dar așa nu vin să facem pe afară. Bun, haide să o vindem, cu cât enter, o vindem? Enter. Sunt curioasă cu cât am luat-o. Deci am cumpărat-o cu 34.000 și da, ne zice cât, ce mai contează. Start action. Haide. Opa. Oci, că-i place, că-i dormitorul mare. Ok, deja 42, deja suntem pe profit. Haide mai repede, haide, dați-mi. Deja am făcut profit. Profiterol. 45. Bravo. 46. Tu cam cât ai vrea să iei? 52. 55? 55. 46. Haide, dați mai mult. Mai mult de 50. 47. Dați. 47. Urcat, ăștia o să cumpere. 50. Oh, bravo! 50. Am făcut 70.000 pro profit. Bravo, Felix, bate palma. Bate palma. Accept ofere. Să vedem cât prani avem în total. Haide, încarcă-te. Mai mult până la milion. 334. Am făcut un sfert. Nu uitați să apăsați butonul de like. Scrieți în comentarii ce vreți voi și ne vedem data viitoare. Pa!